Bună ziua! Sunt Codruț Gabriel Morariu. Vreau să vă spun că încă de mic mi-au plăcut jocurile. Petreceam multe ore realizând jocuri puzzle, rezolvând jocuri logice sau jocuri cu numere. Astăzi vă propun și vouă un joc care se numește Detectivul. Formați echipe de 3-4 jucători. Conducătorul jocului se gândește la un obiect, precizând și care categorii aparține acest obiect. Spre exemplu, obiect de îmbrăcăminte, din bucătărie, rechizitele școlarului. Ceilalți jucători, detectivii, vor avea de recunoscut obiectul. Pentru a reuși, ei vor adresa conducătorului întrebări despre însușirile obiectului. Iată un exemplu. Mă gândesc la un obiect folosit de copii. Întrebările detectivilor ar putea fi: este o jucărie? Nu. Este folosit la școală? Da. Scriem cu el? Nu. Îl folosim la ora de comunicare în limba română? Da. Are litere și imagini? Da. Are pagini și coperți? Da. Cu ajutorul obiectului, aflăm întâmplări din viața unor personaje? Da. Obiectul la care te-ai gândit este cartea de povești? Da. Alege povestea ta preferată. Ce modificări ai face în acea poveste? Ce alt final ai propune? Îți propun să iei o foaie de hârtie. Realizează un desen care să reprezinte cetatea poveștilor. Crezi că această cetate are dușmani? Desenează-te lângă turnul pe care ai dori să îl aperi. Spune-le colegilor o poveste în care să prezinți întâmplările prin care ai putea să treci în calitate de gardian al cetății. Îți mulțumesc pentru atenția acordată. Pe curând!